falsul ocazionat de anul Mânăstiririi și, de fapt, totdeauna pelerinajul de primăvară de la Blaj Cărbunari, în cinstea Fecioarei Maria a Tăranilor. În anul 1937 s-a construit această capelă replică a capelei de la Vadeu din Belgia. Și de atunci, de când vrednicul de pomenire, mitropolit Alexandru Nicolescu, consacră această capelă, pelerinajele s-au succedat an de an, minus anii dominației comuniste și a suprimării bisericii noastre. Anul acesta este un pelerinaj, am zice, de excepție, pentru că ne-am întrunit de peste tot, avem în mijlocul nostru patru preasfințiți episcopi ai bisericii noastre și de aceea vă întâmpin pe toți cu acest frumos salut. Hristos a înviat! Să ne Fecioara săracilor, Mama Mântuitorului, Mama lui Dumnezeu, îți mulțumim! Sfântă Fecioara săracilor, Mama Mântuitorului, Mama lui Dumnezeu, îți mulțumim! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din mormi. Harul acesta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu vin aici, Domnului să ne rugăm. Pentru preafericitul Părintele nostru, Arhiepiscopul Cardinal Lucian, pentru preasfințiți episcopii noștri, Virgil, Claudiu, Mihai și Vasile, pentru cinstita preoțime și pentru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce cu credință locuiesc în cerțele Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură de semnă. Pentru bună liniște aerului, pentru mulțirea roadelor pământului și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm. Puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt, acum și pururia și în veci vecilor. Amin.